1 Petru, capitolul 3, versetul 18. Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovedească durilor închisoare, care fusese răzvrătite odinioară când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare în zilele lui Noe, când se făcea corabia în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume 8. Și gândul pe care vreau să îl transmit în această seară, în această dimineață, este un mic număr de suflete, și anume 8, pentru cer. Slăvit să fie Domnul! Citea fratele Caleb despre o categorie de oameni care au reușit să zădărnicească planul lui Dumnezeu cu privire la ei. Și mă gândeam cât de consternați suntem noi atunci când ni se dărâmă planurile. Facem anumite planuri, avem anumite obiective și dacă ceva intervine, mulți dintre noi suntem frustrați, suntem supărați, suntem gata să acționăm și să reacționăm atunci când planul este strict. Și aceasta începând de la copii, cei mici, la adolescenți, la tineri, și apoi la noi, oameni maturi, intrăm într-o stare de criză, de nemulțumire, de tensiune, când ni se strică planul. Fiecare din noi construim ceva, fiecare din noi gândim ceva și dorim ceva. Și dacă acel ceva nu se împlinește, avem o mare problemă. Se întâmplă că sunt momente când sunt părinți frustrați că și copiii le-au încurcat planul. Investesc în ei să ajungă medici și ajung dulgheri. Și mama e terminată, tata e... Investesc în ei să ajungă să se căsătorească cu cine doreze și au visuri părinții și construiesc în jurul lor și tocmai cu cine nu doresc părinții se căsătoresc copii. Planuri dărâmate. Unii dintre ei doresc să-i lanseze în anumite zone, fie în politică, fie să fie într-o ascensiune cât se poate de văzută, de prezentă. Din nefericire, trăiesc eșecuri. Sunt părinți care au construit imperii. Au știut să le așeze, să le îndorința ca după ei copiilor să preia și să ducă mai departe. Și spre surprinderea lor, copiii n-au nicio... Deci eu vreau să fiu angajat la cineva, nu mă interesează să fiu de afaceri. Bă, dar am construit, am străduit, am... Nu-i pentru mine. Bă, ce vrei cu el? Am ce valoare. Am un prieten care a muncit foarte mult ca și mulți alții, a făcut multe proprietăți aici în România. Toți copiii lui sunt în America. Și au zis, tati, dă-le numele Domnului, cum zici dumneata, ei nu-s pocăiți, fă ce vrei cu ele, pe noi nu ne interesează. Și am zis, dar am muncit atâția ani. La nimeni nu mai trebuie. Eu nu-s mai stare să le întrețin. Planuri prăbușite, zădărnicite. Dar vă puteți imagina că noi oamenii putem să zădărnicim planul lui Dumnezeu? Vă puteți imagina? Dar nu cu privire la când să răsară soarele. El răsare că l-a așezat Dumnezeu. Nu cu privire la când să vină ploaia. Sau să nu vină ploaie, ci cu privire la noi. Să construiască Dumnezeu un plan în sine, pentru tine. Să aibă Dumnezeu o vedere, o viziune, o perspectivă. Să gândească Dumnezeu ceva în dreptul tău și tu să spui, tot planul lui Dumnezeu îl dărâm, conștient. Conștient.
O lume păcătoasă pe care Dumnezeu nu mai poate să o vadă pe vremea lui Noe. Nu mai poate vedea. Păcatul a ajuns până la culme, așa ca și în vremea noastră. Și Dumnezeu spune, trebuie să intervin. Și voi interveni și voi nimici orice are suflare pe pământ. Tot ce are suflare. Dar am un plan de salvare. Dar am un plan pentru cei care doresc să intre în planul acesta. Construiesc un plan. Și Domnul îi descoperă acest plan lui Noe și spune, Noe, pentru unii care doresc, vreau să construiesc un plan. Vine nenorocirea, vine potopul, tot ce are suflare va muri în lumea aceasta care există. Dar vreau să construiesc un plan. În planul lui Dumnezeu s-au încadrat, din nefericire, doar 8 suflete. Eu nu știu ce va veni mâine, poate fi ultimul botez la care participăm. Poate fi ultima zi în care noi trăim. Nu știm ce va fi. Noi avem planurile noastre, Dumnezeu are planurile Lui. Planurile noastre eșuează. Planurile lui Dumnezeu rămân. Le putem strica doar cu privire la noi. Noi le putem strica. Putem zădărnici planul lui Dumnezeu. Cele 8 suflete au fost salvate de la nenorocire, oameni buni. Pentru că s-au așezat în planul lui Dumnezeu. Și în primul rând, uitându-mă la experiența lor, vreau să spun, au ales să fie diferiți față de cei din vremea lor. Dacă vă botezați astăzi și nu sunteți diferiți, vă botezați degeaba. Dacă vă botezați astăzi și apă și viața voastră este ca celor din afară, manifestările voastre sunt ca celor din afară, cuvintele voastre sunt ca celor din afară, dacă expresia trăirii voastre este ca celor din lume care se manifestă împotriva planului și voii lui Dumnezeu, v-ați botezat degeaba. Cum spunea și fratele păstor, fratele Caleb, amintind cuvântul Domnului, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată, toate lucrurile s-au făcut noi. Despre Noe și despre familia lui, în mod special despre el, citesc în cuvântul lui Dumnezeu, Geneza capitolul 6, versetul 9, a doua parte, Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Diferența nu face emblema bisericii penticostale. Diferența nu face emblema bisericii ortodoxe. Diferența nu face emblema unui sistem religios, nici măcar casa pompoasă, nici măcar numărul de invitați de la botez. Diferența o face umblarea cu Dumnezeu. Umblarea cu Dumnezeu. Într-o lume care ignoră tot mai mult pe Dumnezeu, într-o lume care valorile creștine sunt călcate în picioare, într-o lume care Biblia nu are nicio valoare, într-o lume care secularismul și păcatele secularismului sunt scoase și așezate la loc de frunte, într-o lume care ne conduc cei care înregistrează cele mai multe divorțuri, într-o lume care ne conduc cei care au orientări împotriva cuvântului Dumnezeu, o într-o lume a păcatului, într-o lume a discordiei, într-o lume a urii. Opt suflete salvate pentru cer să fie deosebiți între cei din vremea lor. În societate, în școală, în călătorie, în orice circunstanță. Ei să umble cu Dumnezeu. Dumnezeu să ajute. Opt suflete salvate pentru cer. Un număr mic. Unde era Aleș? Cât a trecut? De când am botezat un număr mai mare.
În Africa am botezat peste 200. Știți de ce se botează africanii mai mult decât românii? Știți de ce? Pentru că sunt mult mai amărâți. Pentru că nu o duc așa bine ca noi. Pentru că au mai multă nevoie de Dumnezeu. Și noi am avut nevoie de Dumnezeu, dar se pare că nu mai avem. Am mai spus asta la 6-a Revoluție, m-am nimerit și eu, eram la Bistrița, aveam 20 și ceva de ani, la policlinică și aveam ceva probleme la un deget. Și când miile acelea de oameni au ieșit din zona industrială, m-am dus și eu printre ei, deja am devenit și eu revoluționar. Și în fața prefecturii de la Bistrița, cineva a luat un microfon acolo și a început să strige: avem nevoie de Dumnezeu, avem nevoie de Dumnezeu. Și omul a început să scandeze: avem nevoie de Dumnezeu. În genunchi, era beton, ud pe jos. Toată lumea, mulțimea aceea s-a pus în genunchi. Au rostit rugăciunea Tatăl nostru. Și mulțimea aceea a început să cânte colinzi, să laude pe Dumnezeu. Am uitat în jur să nu vină bombe, avioane, nu știam ce se întâmplă. Și am spus: România va fi o țară transformată. Avem nevoie de Dumnezeu. Au trecut peste 30 de ani și transmitem un mesaj: nu mai avem nevoie de Dumnezeu. Biblia nu mai are ce căuta în școli, nu mai are ce căuta în instituții. Biblia nu mai este normă. O avem la tribunal să meargă Badea Gheorghe să pună mâna pe ea. Dadea spune adevărul. Și cu nonșalanță se duc, așa zisii creștini, pună mâna pe Biblie, jură și mint. Să aibă milă Dumnezeu de țara aceasta. Să aibă milă Dumnezeu de noi. 8 suflete, un mic număr pentru cer. Să trăiască deosebit, să umble cu Dumnezeu. Ce spuneți, Dumnezeu să-i ajute. 8 suflete, un număr mic, salvați pentru cer, pentru că au găsit soluția salvării. Noie, fă-ți o corabie, dar nu ploua niciodată. Imaginați-vă undeva în munți să te apuci să construiești o corabie când n-a văzut nimeni, ploaie niciodată. Nu vă puteți imagina asta, că dumneavoastră de când sunteți și eu de când sunt, știu că plouă. Am văzut și inundații, am văzut și viituri, am văzut oameni duși cu de ape, o verișoară dulce de-a mea, cu ani în urmă, în zona Bistrița, a venit o viitură, a luat-o cu pat cu tot și nu s-a mai găsit. A zis după 2-3 săptămâni. A murit. Noi știm ce înseamnă viitură, noi știm ce înseamnă potopul, noi știm ce înseamnă apa. Acolo nu ploase niciodată. Și noi s-o apucat de construcție. Ce faci noi? Fac o corabie. De ce? Vine potop. Bă, omule! Te-ai străgat de... Păi nu ești normal? Mă, dacă ar fi plouat măcar o dată, măcar să știi cum arată picurii de ploaie, dacă ar fi fost vreo inundație vreodată, și apoi până una alta, noi suntem în munți. Păi în munți te apuci tu să faci coveri, când o veri potopul în munți? Asta e împotriva a oricărei logici și nici nu are nicio logică ceea ce. Și Petru trăgea un semnal de alarmă în a doua sa scriere, Sfântul Petru. Și spunea: să știți că nu zilele din urmă, versetul 3, capitolul 3, vor veni batjocoritori plini de batjocuri și vor zice, vor trăi după poftele lor și vor zice: unde-i făgăduința venirii lui? Căci de când au dormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau la începutul zilei. Nu va fi nimic. Vorbesc creștinii despre rai, despre iad, vorbesc despre pedeapsa lui Dumnezeu, vorbesc despre sfârșitul, nu va fi nimic. Toate astea sunt povești creștine și toate astea sunt lucruri care îi înfrică pe oameni. N-ai nevoie de nimic.
un mic număr, salvați pentru cer. Pentru că au găsit soluția salvării. Și despre Noe citesc Evrei, capitolul 11, îmi place versetul 7 să-l citesc, din această listă a eroilor credinței, mulțumesc. Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau, nu se vedea nimic, dar îi vorbea Dumnezeu. Oameni buni, a vorbit Dumnezeu. A vorbit Iisus Hristos că se va întoarce. Îl așteptați? Îl așteptați? A vorbit Iisus Hristos despre vremurile care le trăim. Le trăim în fiecare zi. Pentru că tot ceea ce se întâmplă pe Mapamond și se va întâmpla, a vorbit Dumnezeu. Ne înștiințează Dumnezeu. Dumnezeu vorbește. Avem un Dumnezeu care vorbește, mărit să fie numele Lui. Și din toată inima îl glorificăm pe Dumnezeul acesta. Înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care nu se vedeau și plin de o teamă sfântă și a făcut un chivot ca să-și scape casa. Și pentru el chivotul era o corabie. Pentru noi, nu-i biserica pentecostală, nu-i biserica ortodoxă, nu-i o formă religioasă care să ne scape casele, care să ne salveze, este jertfa lui Iisus Hristos. Este jertfa lui Iisus Hristos. Hristos a suferit. Hristos a fost omorât. Hristos a acceptat să stea pe cruce. Hristos a dus păcatele noastre, păcatele dumneavoastră. Hristos ne-a dus eliberare, ne-a dus mântuire. Hristos este mântuitorul lumii. Este jertfa, singura jertfă mântuitoare și eliberatoare. Și spunem din toată inima, lăudați să fie Domnul Iisus. Lăudați să fie Domnul Iisus. Nu, apa nu spală păcatele, se spunea în această zi. Nu ne ducem la pocăiți să facem o scaldă publică ca să ni se spele păcatele. Nu, apa nu are nicio putere de spălare păcatelor, ci păcatele ne sterge și ne spală o singură soluție sub soare. Sângele lui Iisus Hristos, mărit să fie numele Lui. Nu, n-a venit Hristos în lumea noastră ca să avem Paști și ouă roșii la Paști. N-a venit Hristos în lumea noastră să avem sărbători pompoase, cu lumini și cu pahare și cu mese încinse. Nu, oameni buni! Hristos a venit în lumea noastră ca să moară pentru mine, ca să moară pentru dumneavoastră, ca să moară pentru cei opt, ca să moară pentru salvarea noastră. Și în această zi spunem din toată inima, lăudat să fie Domnul Iisus! Lăudat să fie Domnul Iisus! A părăsit gloria cerească! A luat chip de rob, s-a făcut asemenea oamenilor. A venit în lumea noastră și în condiția noastră, oameni buni. S-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea spune Biblia, Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume. Ca numele Lui să plece orice genunchi, acelor din cer, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl. Și noi să spunem din toată inima, Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Lăudat să fie numele Lui Dumnezeu. Nu sunt soluții. Nu sunt alternative la mântuire. Nu sunt variante pentru a ajunge înaintea Lui Dumnezeu decât Iisus Hristos. Și Petru spunea în Fapte, capitolul 4, versetul 12, în nimeni altul nu este mântuire. Că nu s-a dat oamenilor sub cer un alt nume în care să fie mântuiți. Un singur nume, Domnul Iisus Hristos. Un mic număr, și anume 8, dar pentru cer. Că au crezut și cred în cuvântul lui Dumnezeu. Duceți-vă în toată lumea, a spus Domnul Iisus, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și a Sfântului Duh. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Ăsta e cuvântul lui Dumnezeu, oameni buni. Noi nu botezăm 8 persoane ca să mai avem număr la Pentecostal, să crească biserica Pentecostal. Nu avem nevoie de statistici. Cine are nevoie de statistici, probabil trebuie să meargă în altă zonă. Noi botezăm oameni pentru că credem că oamenii aceștia prin apa botezului, prin actul botezului, sunt oameni mântuiți. Ei cred lucrul acesta și noi credem lucrul acesta.
Și frații vor întreba, crezi în Domnul Iisus Hristos? Da! Crezi că Domnul îți iartă păcatele? Da! Crezi că prin actul acesta al botezului ești mântuit? Da! Cred din toată inima, mărit să fie Domnul! Acesta înseamnă credința, cum se spunea, prin cuvântul lui Dumnezeu. Când ministrul acela apărării al finanțelor din Etiopia a fost ajuns de către evanghelistul Filip în Fapte capitolul 8 de la versetul 26 și omul acela citea în Scriptură. Înțelegi tu ce citești? Cum aș înțelege dacă nu m-ar călăuzi cineva? L-o ruga să se urce în car și vei citi la Biblie. Pentru că citea în cartea profetului Isaia, omul avea o întrebare. Despre cine vorbește profetul? Despre sine sau despre vreun altul? Și Biblia spune și Filip a început de la Scriptura aceasta și o propovăduit pe Iisus. E importantă istoria bisericească. Sunt importante informațiile oameni buni, dar cel mai important în centrul lucrării este Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. I-a propovăduit pe Iisus și i-a spus cu siguranță că Iisus a transmis mesajul acesta și cuvântul lui Dumnezeu este acesta. Trebuie să te botezi ca să fii mântuit. Botezul este garanția mântuirii. Este momentul când intri în apa botezului, când intri în familia lui Dumnezeu prin botez, crezându-L pe Dumnezeu pe cuvânt. Și undeva în pustia aceea au dat peste o apă. Și ministrul de finanțe întreabă, Domnule, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Știi ce te împiedică? Să crezi cuvântul lui Dumnezeu. Dacă crezi din toată inima ta, se poate. Și parcă îl văd că s-a ridicat în picioare jos. Cred că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că au crezut cuvântul lui Dumnezeu. Credeți dumneavoastră că această Evanghelie este cuvântul lui Dumnezeu? Dar credeți dumneavoastră că acest cuvânt al lui Dumnezeu scrie că trebuie să te botezi? Botezul nu este o găselniță a penticostalilor, nu-i venită de undeva din America, ci botezul este inițiativa lui Dumnezeu, oameni buni. Hristos, am citit în această zi, a venit la apa botezului nu ca să mărturisească păcatele lui, ci să mărturisească Dumnezeu din cer. Acesta este Fiul meu preiubit, în care îmi găsesc plăcerea, mărit să fie Domnul. Fiul lui Dumnezeu s-a plecat ca să-l boteze un muritor ca și Ioan. Deși Ioan a spus, nu, eu trebuie să fiu la tine, eu trebuie să fiu botezat de tine și tu vii la mine. Și Domnul i-a spus, lasă-mă să împlinim tot ce trebuie împlinit. Un mic număr, și anume 8. Salvați pentru cer, crezând în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă întărească. Dacă pentru fiecare dintre voi, se spunea de dimineață, este sărbătoare pentru unul, astăzi este o sărbătoare, unul la puterea 8, a 8-a, în cer. Și în fiecare familie, astăzi sunt lacrimi, este bucurie și este sărbătoare. Și spunem din toată inima, Dumnezeu să vă binecuvinteze.